Asociația la Bluz Rumen IA susține propunerea comunității patrimoniale Maramureș de înscriere a țării Maramureșului ca peisaj cultural tradițional pe lista patrimoniului mondial UNESCO. O scrisoare deschisă a fost redatată de către publicistul Teofil Vanciuc și redă principalele argumente care susțin ideea de aderare a țării Maramureșului ca peisaj cultural tradițional pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Noi, semnatarii acestor rânduri, propunem demararea procedurilor necesare în vederea includerii în lista patrimoniului mondial UNESCO a peisajului cultural tradițional Țara Maramoreșului, atât pentru valoarea sa intrinsecă, cât și în calitatea de ultim bastion al păstrării vechii culturi țărănești, un adevărat martor viu, deja fragmentat și pe cale de dispariție, care certifică cum arăta Europa rurală înainte de industrializarea agriculturii, ar trebui ca peisajul cultural tradițional țara Maramureșului să fie propus urgent pentru includerea sa în patrimoniul mondial UNESCO, scrie Teofilii Vanciuc. Misiunea Asociației la Bluz Rumen, IA, este de a contribui la dezvoltarea și progresul comunităților românești din țară și din afara granițelor prin prezervarea patrimoniului cultural, revalorizarea cunoașterii tradiționale și stimularea creativității locale și a designului cultural.